Portret RV. În cuvinte. Sunt Roxana Popovici și vă salut cu drag. Vă propun să continuăm portretul nostru radiofonic folosindu-ne de data aceasta de două cuvinte înrudite, care completează foarte bine imaginea a ceea ce este, ce reprezintă Radio Vocea Evangheliei Suceava la centenar. Deși s-ar spune că sărbătorim 100 de ani de la unire, dincolo de numărarea celor 100 de ani, și orașul, și țara, pregătite oarecum cu straie de sărbătoare, precum steaguri, aranjamente florale, statui recondiționate sau proaspăt finisate, parcă lipsește cu desăvârșire ideea de unitate, de unire pentru mai bine, mai frumos, de unire în scopuri, viziune și fapte. Oamenii au ridicat în jurul lor ziduri de apărare, s-au înstrăinat tot mai mult, nu mai luptă pentru a fi uniți, pentru unitate. Îndepărtarea, înstrăinarea, dezbinarea sunt tot mai des întâlnite, iar oamenii le tratează deja ca normalitate. Noi, RV, am rămas însă vocea care spune că nu aceasta este normalitatea. În vremuri ale înstrăinării, noi vrem să luptăm pentru unire și unitate. Dacă am uitat, putem reînvăța să fim uniți, să plătim prețul unității, începând din familiile noastre, continuând cu vecinii, cunoscuții, colegii de școală, de serviciu, până la biserică sau orice alt palier al vieții. În calea unității, pentru credincioși, niciun motiv nu este suficient de puternic. Toate orgoliile, neiertările, tristețile sau durerile se sting atunci când alegem să luptăm pentru unitate. Ori noi, echipa RV, tocmai despre asta v-am vorbit în nenumărate rânduri. 94,2 FM a fost mereu frecvența prin care v-am amintit cât de important este să luptăm pentru unitate, să fim uniți în toate demersurile noastre și, punându-i pe ceilalți mai presus, să alegem întotdeauna să facem un pas în spate. Și asta de dragul lui Hristos. Pentru a ne face pe toți una în El, Hristos a ales nu doar să renunțe la mici orgolii sau să ierte anumite greșeli, ci a ales să renunțe la slava cerească. A venit pe pământ conștient că se va naște ca să moară și tot de dragul omului și al dorinței de a fi și de a rămâne una în El, prin El și pentru El. Unitatea adesea costă. Nu toți suntem gata să plătim prețul pentru că ținem mai mult la propriile păreri, la orgoliile, preconcepțiile noastre. Însă, așa cum ați auzit în nenumărate rânduri aici la RV, Sfânta Treime nu poate exista fără unitate. Nici noi nu ar trebui să ne mai lăsăm obișnuiți cu ideea că se poate și așa, să trăim înstrăinați, îndepărtați, unii de alții. Oricare ar fi prețul, merită să luptăm să fim uniți, să luptăm pentru unitate, să luptăm să fim una în Hristos. Nu-i așa că nu doar odată, aici la RV Suceava, v-am încurajat să fiți uniți în chip desăvârșit, într-un gând și o simțire, să fim uniți în dragoste. Până la urmă, acesta este și unul dintre scopurile pentru care există RV Suceava. Să promovăm unitatea în vremuri în care, deși o sărbătorim, mai puțin o trăim, mai puțin luptăm pentru ea. Îmi tot amintesc de un refren: să dăm mulțumire în rugă uniți. La RV mereu am pus accentul pe această unire cu voi, ascultătorii, pentru diverse motive. Rugăciunea împreună este de mare preț. Și ceea ce simți și modul în care ți se transformă inima, viața. Continuăm să vă încurajăm în acest sens. Să prețuiți să fiți uniți în rugăciune. Să trăiți în unitate, să luptați pentru ea, oricât de mare ar fi prețul, dar întotdeauna de dragul Domnului. Să-i mulțumim lui Dumnezeu în rugă uniți
pentru că în primul rând a creat ideea de unire, de unitate. Să-i mulțumim pentru cei 25 de ani de când putem vorbi pe frecvențe radio și pe internet despre adevărul Scripturii. Dar mulțumirile noastre să se împletească și cu dorința de a fi una în Hristos, de a fi uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. Să luptăm pentru asta, iar REVE, în acest sens, să rămână un imbold pentru toți. REVE. În cuvinte.